Da. Ce voiam să zic? Tu stai mult în pat după Păi, ce... eu zic, fii atent, eu Bă, dimineața ce... când... Începe alarma asta. Fii atent, eu când sunt acasă și știu că trebuie să plec la muncă, da? Eu îmi pun ceasul cu o oră jumătate înainte să suni. Chiar dacă stau la 80 minute de muncă. Prefer să stau 30 minute pe telefon, să mă uit, îmi fac cafeaua și mă bag înapoi în paște, stau așa în căldură, căldura aia de dimineață și apoi... Nu-mi place să fac lucrurile pe grabă, să mă uit, să mă văd... Adevărul e că nici mie nu-mi place să fac lucrurile pe Să grabă. văd cum mă trezesc cu vibe-ul. Oricum dimineața nu mănânc. Știi cum făceam când mă duceam la muncă? Programam de seara taxiul prin aplicație Da. și mă trezeam cu 20 de minute înainte să plec. Și cât dai la taxiul în Anglia? Până la muncă, 5 lire. Oh. Dar nu era așa departe. Da. Și mă trezeam cu 20 de minute înainte. Aveam hainele pregătite de seara, echipamentul de sală, ghiozdanul, geanta de muncă, tot era Da. pregătit. Mă dădeam jos din pat, rapid, mă spălam pe față, mă spălam așa, mă dădeam cu rimel, intram repede, făceam duș, mă îmbrăcam și nu eram niciodată gata și taxiul era jos, știi? Și el așteaptă vreo 5 minute, cam așa, Da. știi? Până așa. Și mă suna, ce faceți venit? Și zic, aoleu, n-am primit mesaj, nu știu ce s-a întâmplat cu aplicația, Da. n-am văzut că ați ajuns, mă scuzați, acum vin, mai doar 5 minute.